Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați revenit la Out of the Box, eu sunt Cătălin Strible, alături de mine este Loran Balint, om de marketing, salutare boții, mulțumesc Salut, că ești aici, știți ce facem în aceste emisiuni, luăm idei înrădăcinate din societatea românească, le întoarcem pe toate fețele și încercăm să le dăm o nouă perspectivă sau ne punem întrebări despre noi și găsim soluții la care nu ne-am fi gândit niciodată. Voluntariat, știu că pare așa deodată ce e apucat cu voluntariatul. Foarte puțini români fac voluntariat, există o plajă de oameni care se dezvoltă, uh -huh. sunt asociații acum, sunt oameni tineri care vin din altă generație și încearcă să dea o mână de ajutor. Întrebarea care se pune este cum impulsionăm sau dacă e nevoie să impulsionăm ideea asta de voluntariat și la ce e necesară. Aici, întotdeauna când ne uităm la România, este important să ne uităm la trenduri. Dacă ne uităm la realitate, câteodată ne apucă disperarea. Și în voluntariat, trendul este foarte bun, sunt din ce în ce mai multe uh, proiecte care uh, sunt gândite pentru a atrage uh, voluntari, sunt gândite pentru a implica oamenii din uh, societate și acesta este un lucru fantastic. Au început uh, cu focus pe copii, tineri, uh, noua generație, încet, încet uh, se extind și încep să implice și persoane din uh, 30-40 plus. Uh, Ceea ce este foarte important, și ceea ce iarăși în lume este o realitate. Nu te poți aștepta ca o societate întreagă să facă voluntariat. Datele pe care le-am văzut eu arată undeva între 14 și 30% dintre români care au făcut diverse tipuri de voluntariat, dar mi se par cifrele un pic exagerate. Da. Sunt declarațiile zic. oamenilor, da. le luăm ca atare. Dar dincolo de cifre și de date, vedem în jurul nostru, vedem mulțime de proiecte care sunt făcute cu implicarea voluntarilor și vedem oameni care reacționează pozitiv când au oportunitatea să meargă voluntari. Pentru că nu este atât de simplu. Poate ți-ai dori să faci lucruri, la un moment dat în viață ai o fereastră de timp pe care ai putea să o aloci unul astfel de proiecte, dar să putea să nu ai unde să te duci, s-ar putea să nu existe structurile, s-ar putea să nu existe proiecte. Atenție, la nivel național, când vorbim de întreaga Românie, românii pot să vrea să facă voluntariat, nu e de ușor. Adică nu găsești atât de ușor proiecte în care să te implici. Și iarăși, vorbim despre voluntariat folosind un singur termen uh, și care acoperă foarte multe lucruri, dar eu vreau să fiu voluntar și să mă implic pe lucruri pe care eu le stăpânesc, unde știu că pot să fac diferența și unde pot să adaug plus valoare. Nu vreau neapărat să mă duc să repar uh, birouri sau... Uh, Mesele de la sau Case, sau, că asta sau, se case, face. Deci, sau cea se... pentru că nu mă pricep, nu este mea, nu este zona mea, nu fac diferența în bine, când pun mâna pe un ciocan, rezultatul nu este neapărat uh, cel dorit, dar s-ar putea să am alte uh, lucruri pe care le stăpânesc și unde aș putea să fac. S-ar putea să fiu un foarte bun avocat și să fiu dispus să-mi aloc uh, timp să fac avocatură. Tu mi-ai povestit la un moment dat că ai făcut voluntariat plătindu-ți da. voluntariatul. Da, aici a fost în urmă cu 15 ani, dacă nu mă șel, 17 în Londra. Am auzit prima oară un coleg care pleca voluntar în Brazilia și urma să-l coste 4.000 de lire fiul față de organizația pentru care urma să facă voluntar. Și am spus, what? Cum ai că te duci voluntar și o să și plătești? Și o să și plătești. După care mi s-a părut experiența lui fantastică. Mi-a trimis fotografii, mi-a arătat, mi s-a părut foarte tare, mi s-a părut foarte scumpă. Dar mi-a rămas undeva piticul cu așezat și am zis bă, vreau și eu să trăiesc experiența asta, vreau să mă duc și eu în Brazilia. Am mai studiat problema, am uitat pe internet și am găsit un ONG unde pe mine m-a costat 1200 de euro să mă duc voluntar timp de 5 săptămâni în Brazilia. De deci ce ai plătit de la tine 1200 ce Am plătit de la mine dincolo de transportul până acolo și banii pe care i-am cheltuit cât am stat acolo a fost 1200 de euro. Acum este toată lumea, mamă, ai plătit pentru asta? Da, am plătit pentru că au fost niște oameni care s-au ocupat de mine, deci a fost o parte operațională, m-au preluat de la aeroport, m-au dus, m-au implicat în proiect, s-au ocupat logistic, au avut grijă de mine dacă era nevoie sau așa, a fost cazarea practic, cei 1200-1300 undeva pe acolo, pe ratele de schimb, a fost vreo 800 de euro cazarea, 200 de euro taxa de management a Icoporan ONG-ul prin care am fost și încă 200 de euro donați pentru un proiect dintr-o favelă din Brazilia Asta și, era împărțirea. Și ce ai făcut acolo? Adică acolo dacă... m-am dus ca voluntariu, am bifat marketing. Eu sunt om de marketing, eu știu să fac, zic eu, destul de bine partea de marketing, și am zis eu vin să vă ajut cu strategia voastră de marketing prin care să atrageți mai mulți voluntari din toată lumea. Și timp de 5 săptămâni am stat cu ei și le-am regândit strategia de marketing. Am stat cu voluntarii veniți din toată lumea occidentală, m-am dus cu ei în proiecte pentru a înțelege proiectul respectiv și sunt acolo, eram alături de tineri de 18 ani, 19 ani, 20, 24, 30. 35, eu aveam 37 parcă la momentul uh, respectiv. Era Sorin Psata, prietenul meu uh, cu care am fost împreună și care avea 50 și vreo 4. Uh, mai era Jim de la IBM Canada care avea vreo 64 de ani. Deci eram uh, din mai multe generații, uh, dar focus era undeva între 18 și 24 de ani la vârstă. Ok, și ce se întâmplă acolo? Adică ce lucrați în Acolo fiecare, fiecare, din, fiecare dintre cei care au venit voluntare uh, și-au oferit uh, uh, serviciile pe anumite zone. Se dădeau niște opțiuni și ziceau eu vreau să predau engleză, eu vreau să predau fotografie, eu vreau să fac uh, tâmplărie. Ideea fiind foarte simplă, nu neapărat că făceai diferența construind o casă sau reparând uh, o masă. Era să ofer modele copiilor din favele care altfel ar fi interacționat doar cu oameni ca ei. Atunci, toată gândirea lor era, păi aducem oameni din toată lumea asta, și dintr -o, dată, o să zic, uite, vreau și eu să fiu ca fiind care era cu fotografia, și dintr-o dată încep să se deschidă alte preocupări și să vrea să facă alte lucruri. Ce ai constatat? E un lucru cu care pleci, nu știu, legat de diferența dintre nații, oh, oh, oh. de diferența de modul în care muncim? Da, experiența a fost foarte tare, iar una dintre cele mai memorabile a fost legată de diferența între Sud și Nord, între lumea anglosaxonă și lumea latină. Și este dată de faptul că uh, un german sau un englez sau un american, dacă ajungea în favelă la proiect și nu veneau copiii pe care trebuia să-i învețe uh, lucruri, uh, nu accepta chestia asta. Adică, păi, s-a făcut ora 9, ora 9 și un sfert, ora 9, unde sunt copii? Hai să-i căutăm! Înțelegeți o dată când fiind un englez care făcea fotografie, m-a luat și m-a plimbat printr-o favelă din, uh, de lângă Maracana una dintre cele mai mari favele, păi și căutam copiii pe care el trebuia să-i învețe. Fotografie. Eu ziceam, păi fiind, s-a făcut 91 și sfert, hai la plajă, n-au venit. Asta este, lumea e frumoasă, este... Noi am stat, am venit, eram aici, ei n-au Păi nu, nu se poate, păi eu am de făcut un proiect de fotografie și trebuie să-i învăț fotografie și ei la sfârșit trebuie să fie capabili să facă fotografie. Căutăm. O tânără de 18 ani din Germania a stat 6 ore în scaun așteptând să vină copiii cu care să facă germană. Dacă vine cineva după 5 ore, că n-au putut, s-a întâmplat și după 5 ore vine, o să am o oră cu el ca să văd germană. Noi, era... românii, am spus că e lipsă de flexibilitate. E, e, noi, românii, francezii, grecii sau ceva, ajungeam un proiect și ziceam, păi, dacă nu vine ăștia. Deci, dacă nu vin, s-a făcut deja fără 5, păi, n-a venit niciunul. La fix, păi, stăm? o sfer de oră, 20 de minute. După 20 de minute, copacabana era distracție. Atenție, fiecare venit să facă treabă. Deci și francezul, și grecul, și românul venit să facă, să facă treabă. Dar nu extra treabă. Și aici a fost una, pentru mine a fost, wow, diferența între o lume și cealaltă. A mai fost un moment în care a venit Obama, președintele Americii, și trebuia să vorbească în piața publică. Noi am zis toți, hai să mergem să vedem pe Obama, și conservatori, și democrați, și toată lumea, republicani, hai să-l vedem pe Obama. E, doar că și-au dat seama că erau rachete sol-sol în favele și că n-au cum să-l protejeze pe Obama, și l-au mutat în Teatrul Național. Moment în care, nu, fost, bă, asta e, nu o să-l văd pe Obama. Păi și m-am uitat la copiii de 18 ani din Anglia, care nu au stat așa, adică au, dat, au scris mesaj la ambasadă. Suntem voluntari, vrem să-l vedem pe Obama, vrem să obținem invitație, ajutați-ne. Și am rămas, bă, wow, nu m-aș fi gândit, aveam 37 de ani, Trecusem o carieră de succes deja la momentul respectiv. Și încă nu aveam în ADN-ul ADN meu, sunt produsul sistemului nostru de educație. Uh, uh, și am învățat de la ei, am învățat, băi, nu, ce de ușor. Și aici e important, că tu te duci voluntar și de ce plătești, te duci pentru că eu nu m-am dus acolo să fac diferența în favelă. A, ah, am și făcut diferența pentru ONG-ul respectiv, am și ajutat în favelă. Eu m-am dus acolo pentru experiențele de viață pe care le-am trăit, m-am dus acolo pentru a cunoaște alți oameni, pentru a forța limitele, pentru a ieși eu întărit din asta. Asta e foarte important în momentul în care încerci să atragi voluntari. Este cum și ce anume poți să le oferi ca ei să aibă un câștig. În momentul în care la Federația Română de Handball uh, am avut nevoie de voluntari pe partea de uh, marketing, asta și mă gândit îi găsesc pe ăștia care să fie super pasionați și să vrea. Și am intrat pe LinkedIn și am căutat uh, uh, handball, marketing, publicitate, pe LinkedIn, uh, social media. A doua, al doilea rezultat, cred că a fost Viorel Samuel, lucra la art director, senior art director la publicis, i-am dat mesaj pe LinkedIn, băi, văd că ți-ai pus acolo, că ai făcut handball la Dinamo Brașov, nu vrei să te implici la handball, îți mai place, în momentul în care tu ți-ai pus la profilul de LinkedIn handball, este clar că ți-a rămas undeva o pasiune și Un sfert de oră mai târziu era deja implicat și a făcut o mulțime de lucruri pentru Federația Română de Handball, pro bono, fără niciun cost, fără nimic, Uh, pentru că era pasiunea lui, era zona lui de interes. Deci, foarte important pentru cei care vor să atragă voluntari, este pe ce poți să oferi la schimb. Și cum îi găsești pe uh, oamenii aceștia. Iar pentru cei care vor să facă voluntariat, ca să rămânem cu o idee și pentru ei? Este uh, important să găsească proiectele care le vor aduce satisfacție. Adică să nu forțeze neapărat vreau să fac voluntariat, mă duc oriunde este voluntariat. În primul și în primul rând este o, un scanare, o analiză a ofertelor, a lucrurilor pe care le pot face și se ducă unde ei simt că li se potrivește cel mai bine și unde au ei un câștig. Pentru că asta o să-i stimuleze momentele grele, o să fie un ajutor pentru ei să continue pe partea asta. Și rețineți că v-am propus această discuție pentru că România are nevoie de tipul acesta de inițiativă. Trebuie doar să învățăm să -o, o construim. Da. Și nu este numai pentru a face diferența în țară, este și pentru mentalitate, este și pentru oameni. Uh, oricine intră acum pe internet și caută spital urșcoala din Australia. Spital, spital Urș Coala Urș, da. din Australia. Și o să găsiți că este un spital din Australia care caută voluntari unde te duci și două ore pe zi ai grijă de urși și coala și în rest plajă, bungalou, viață frumoasă, tot. Asta e doar un exemplu. Sunt nenumat. Mamă ce bogat întorci dintr-o astfel de experiență. Mulțumesc tare mult, Loran Balint. Săptămâna viitoare, râd de pe acum, pe vremea mea era altfel, lumea nu mai e ce a fost. Oare e chiar adevărat așa? Haideți să vedem, să testăm acest lucru. Mulțumesc mult și spor la treabă tuturor. La Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.